Vă salut, prieteni! După cum vedeți, am încercat să vă ascult și să mai aduc și alte mașini decât electrice, dar nu vă garantez că o să vă placă, pentru că și eu am fost absolut surprins, nu neapărat neplăcut, dar am fost așa, m-am simțit ca la o licitație din asta de F35 când am aflat prețul acestei mașini. Nu vi-l spun încă, vă las să vă mai gândiți, să judecați și poate pe urmă discutăm. Ideea este că lângă mine este o mașină de segment B, poate mai puțin cunoscută pentru, eu știu, fanii Mazda, dar la baza acestui Mazda 2 este o Toyota Yaris. Mazda și Toyota au dezvoltat o colaborare împreună undeva în anul 2015, atât pe tehnologii hibrid, cât și pe alte chestiuni, să zicem, tehnologice legate, evident, de domeniul auto. Și din treaba asta s-au născut nu doar idei, ci și rezultate. Acest Mazda 2 model 2024 este un Homura, culoarea este un roșu formal red, se numește culoarea oficial. Este o mașinuță de segment B, cum spuneam, deci care concurează cu Clio, i20, ziceți voi ce mai, Citroen C3 și chestii de gen, doar că prin dimensiuni, dacă ne uităm la ampatament, observăm că nu este una dintre mașinuțele cele mai mari de segment B, ci este, am zice așa, pe la jumătatea clasamentului ca dimensiuni, însă forța de vânzare care este în spatele acestui Mazda 2 este de fapt partea tehnică de proveniență Toyota, respectiv o motorizare hibrid de 1,5 litri, motorizare 3 cilindri în linie ciclo Atkinson, 3 cilindri în linie, evident, toată lumea are acum, degeaba mai comentăm că, domne, 1.0 am la ștergătoare, măcar ăsta are 1.5 și are și un motor electric destul de puternic, iar rezultatul final, deși nu pare foarte spectaculos, avem doar 116 cai, sinergia dintre motorul termic și cel electric, totuși din punct de vedere dinamic și ca performanță, mașina se comportă foarte bine, iar consumul este de fapt marele atu al acestei mașini. Evident, fiind o variantă de echipare mai specială, recte și prețul, are o grămadă de echipamente pe ea, este, acum ca să mă rezum la exterior, este integral LED, deci tot ce pe ea de lumină este cu LED-uri, dacă sunt proiectoare, faruri, stopuri și așa mai departe, are tehnologie cu LED. Dar ce mă interesează pe mine să vă arăt, sau mă rog să vă subliniez, că o să ziceți, bine domnule, e doar un Toyota Yaris rebranduit. Nu este chiar așa, deși partea tehnică este de Toyota, există niște diferențe, nu doar cele legate de faptul că în bot avem sigla Mazda. Practic grila, față și bara sunt, să zicem, gândire, concept, execuție Mazda. La fel în partea din spate, zona de haion este un pic diferită și deci practic așa poți să deosebești un Yaris de o Mazda în 2024 prin grila față și bara față și partea din spate la exterior. La interior o să vedem împreună, sunt și acolo niște diferențe, evident logo pe volan, în rest cam aceeași mașină este, da? Adică mă refer la chestiunile importante, ce înseamnă motoare, motor, motoare, transmisie, tehnologii, da? Nu există, domne, eu știu, Toyota are radar și ăștia alții au camere sau invers, nu. Tot ce înseamnă zonă de tehnologie este absolut comună. Și atunci este un fel de Yaris produs pentru Mazda, după specificațiile Mazda, având ca bază tehnologică un Yaris. Bun, dacă rezultatul este unul care să merite sau nu, mie nu mi-e greu să spun. Din păcate, răspunsul nu o să vă placă, dar nu îl dau acum. Ideea este că mașina nu mi-a displăcut, este o mașină excelentă din multe puncte de vedere. Singurul lucru, evident, știți la ce mă gândesc, care o strică, este prețul. Și când o să îl vedeți afișat sau când o să vi-l spun, o să înțelegeți ce zic. Altfel însă, culoarea asta vine foarte bine pe mașină, este destul de aerodinamică. Întotdeauna Yaris-ul, pentru proporțiile lui, a fost aerodinamic și Mazda a fost atentă la chestiile astea, la mașinile lor. Era normal când au tranziționat de la un Yaris să facă un Mazda 2, au avut grijă
Și sunt o serie de elemente care se observă de la capotă. Uitați-vă ce bosaj interesant are aici. La fel sus se continuă. Antenă de tip aripioară de rechin. Oglinzile retrovizoare au aici niște bosaje specifice pentru reducerea zgomotelor și pentru îmbunătățirea aerodinamică. Și la fel la jante, o să vedem din lateral, jantele au niște chestii speciale tot pentru aerodinamică. Nu vreau să vă plictisesc foarte mult, o să-i dăm un tur, un interior rapid și pe urmă pe autostradă, vedem ce consum are, cum se comportă și la sfârșit barda sau cum se numește, decapitarea. Uitați-vă ce simpatică este din lateral, adică o mașină perfectă de oraș, trebuie să recunoaștem. Mai puțin talonul ăla cam jos al pneurilor, vorbim imediat și despre ele, dar ce vreau să vă arăt, aceste chestii de la jante, care au și rol antizgomot și de, să zicem, îmi scapă cuvântul acum, cumva spargere a aerului care, deci în momentul în care roata se învârte, acolo se creează niște turbulențe și turbulențele alea sunt, dacă vreți, minimizate prin acele detalii ale jantelor. Mai sunt o serie de detalii din astea de aerodinamică, inclusiv la stopul spate, evident eleron. Aici avem lunetă fumurie. Mașina este 5 locuri, dar, cum spuneam, nu este cea mai mare din segmentul B și ca atare nici cea mai spațioasă, deci nu vă gândiți la asta. Cum am spus de la bun început, punctele de vânzare sunt faptul că este hibrid, faptul că e automată fiind hibrid, evident, și are un consum foarte, foarte mic în oraș. Pneurile sunt Bridgestone, Ecopia, EP150 cu dimensiunile 215x45R17 84W, prindere cu 5 prezoane, disc ventilat față, disc plin pe spate, dimensiunea la discuri, exceptând faptul că cel de pe față e ventilat, deci e automat mai gros, sunt la fel, deci ca diametru 282 de mm, dacă mi-amintesc bine, și pe față și pe spate. Suspensia e un McPherson pe față și pe spate e o semirigidă, mă rog, interesantă ea, dar în același timp cu limitele ei. Ce mi-a plăcut este că îți oferă un feeling sportiv. Deci mașina când o alergi nu îți dă impresia că este doar o mașință de oraș, dimpotrivă, te duce cu gândul că e mai competentă decât pare când te uiți la cei 116 cai. Văd că e închisă cumva cu un plastic aici la carenaj, în fine, în rest se vede, cam de aici până pe aici se vede terosonarea aia de pe dedesubt. Mă rog, așa sunt făcute mașinile în ziua de azi, până când o să scăpăm de tehnologia asta și o să ajungem poate la alta, la care să fie tot închis și sistemele să fie ceva mai simple, că acum deja chiar și acest Mazda 2 este destul de complicat tehnologic, o să vedeți când ridicăm capota. Sportivă din spate, are un eșapament un pic aparent aici, dar nu e nimic de scos în evidență, însă partea asta cu negru jos, cu treaba asta aici, arată foarte, foarte bine și faptul că e umflat așa mă duce mereu cu gândul la Yaris-ul ăla sportiv. Știm că e o Mazda, că scrie și aici Mazda 2 Hybrid. Lunetă fumurie, eleron în două culori, sau mă rog, din două bucăți. Asta e un pic fragil, așa mi se pare. De fapt, am văzut mai multe chestii care sunt oarecum fragile prin mașină. O să le indic specific. Ștergător prin lunetă. Nu prea îmi plac lufturile astea de aici, că sunt un pic mari. Mă rog, o idee mai mare decât mă așteptam. Dacă vă uitați aici cum se închide haionul față de bara spate, luftul este foarte mic. De ce la stopuri aici au lăsat o jumătate de centimetru, nu înțeleg. Sau mai mult, că e cam 0,8, ceva de genul ăsta la ce văd eu la ochi. Se vede, nu știu, neglijent așa un pic. Altfel nu te deranjează. Avem o cameră de luat vederi, este aici, dar rezoluția ei e discutabilă. O să filmăm și o să vedeți. Senzor față-spate. Deci, din punct de vedere al parcării, dacă nu ești tâmpit, nu ai cum să nu te descurci cu mașina asta în orice oraș ai sta.
Să vedem împreună cum arată portbagajul. Podea, mă rog, să zicem complet plată în varianta asta. Văd că ar mai fi aici niște posibilități, din ce văd eu, că ai putea să pui treaba asta și mai sus. Nu știu, n-am încercat, dar putem să vedem dacă ne lasă, dacă fac eu bine sau nu, sau poate că e la altă versiune de echipare, că aici nu pare să fie. Da, vedeți, chestiile astea ne arată nouă că ar putea să mai fie o poliță. Poate există la vreun alt nivel de echipare, habar n-am. Ideea este că portbagajul are 286 de litri. Lumina e undeva aici în stânga. Nu văd să aibă alte, nu știu, chestiuni în afară de ancorările de tip top tether, care sunt undeva jos, cred. Și dedesubt arată cam așa. Chestia asta e destul de, mă rog, ieftin așa. De ce? Adică nu vreau să fiu rău. Mă surprind anumite chestiuni. În foarte multe aspecte mașina e extrem de bine făcută. De exemplu, chedrele astea au o calitate percepută foarte bună. E un cauciuc moale, fin. Plasticul ăsta de prin interior e super ok. Și cum o vezi chestia asta aici, care mi se pare că e de la altă mașină și ai găsit-o pe aici. Cam așa îți dă impresia. Și lucrurile astea nu-mi plac, adică nu mă cântă. Înțelegeți ce vreau să zic? Și am mai văzut lucrul ăsta și o să vedeți că e în conjuncție cu ce spun eu. De exemplu, acum mi se pare că nu mai se potrivește cum trebuie. Sau nu știu eu să-l fac, sau mă rog. Am mai văzut lucrul ăsta și la sistemul ăsta, da? Care e un sistem, cred că l-aveai și pe Spark în 2009, cu sforile astea așa și cu două agățători. Da? Nu-mi place la mașina asta faptul că au lăsat zona asta liberă. Nu că am mai văzut și la altele, deci nu e ceva neobișnuit. Dar nu se corelează cu două aspecte. Restul de chestii, că mașina e făcută bine, și prețul. Nu te poți să vii și încă nu vă spun prețul, deși știu că l-ați văzut. La fel, chip. Adică treaba asta de aici n-are nicio legătură cu nimic din mașina asta. E ca și cum aici era o tablă goală, nevopsită, și cineva să se pune o mochetuță de asta, sau cum se numește chestia asta. Urât. Și asta, și eu nu știu de unde. Ia auziți. Da? Deci nu. Uitați, am făcut eu ceva la mașină. Zgomotul ăsta l-aud în mașină. Deci când mașina lovește, adică, mă rog, dai peste niște deniveluri. Și auzi zgomotul ăsta mașină, te scoate din minte, adică înțelegeți ce vreau să zic. Da? Deci factori și aspecte. Cum zicea cineva. În rest, na, mă rog, și pe aici văd o diferență de nuanță față caroserie. Înțeleg, caroseria e lăcuită și probabil are mai multe straturi de vopsea, dar pe aici, când te uiți așa prin anumite zone, depinde cum privești, ai impresia că a trecut pistolul, n-a fost foarte atent. Dar nu e, deci nu sunt chestii care să mă deranjeze. Am văzut și la alte mașini și nu sunt astea problemele. Polița văd că are o adâncitură din asta, că e o chestie elementară. Acum să eu mă uit la Tesla mea, super mașină de o grămadă de bani și tehnologie din viitor, și n-au fost în stare să facă o adâncitură, să n-au vrut, nu știu care a fost, a fost prea scump, habar n-am. Deci măcar aici la Mazda poți să spui o revistă aici fără să cadă pe tine. Și mânerul ăsta, deci repet, fără, nu vreau să mă cer cu nimeni, nu vreau să supăr pe nimeni, dar ăsta cred că le-a rămas de undeva, de la, nu știu, de acum 40 de ani, de când făceau ceva, le-a rămas un mâner de ăsta și au zis hai să-l punem aici ca să nu mai facem altul. N-are nicio legătură cu nimic din ce este modern și trebuia să ai două. Bun, sub capotă un motor, mă rog, nu e un motor, că sunt două deja,
Avem un sistem hibrid. Toyota, n-avem ce să facem. E un specialist al tehnologiilor hibride și colaborarea cu Mazda e un beneficiu clar pentru Mazda în treaba asta. Deci aici ce avem? Un 3 cilindri în linie care funcționează în ciclu Atkinson pentru eficiență, bineînțeles, având o cilindrie de 1,5 litri aproximativ. Cilindrii sunt destul de mari, adică nu mai putem să ne plângem, să spunem, domne, avem niște paharele care se învârt. Nu, e un motor rezonabil, cuplat cu un motor electric destul de puternic, de aproximativ 59 de kW, adică asta înseamnă 80 și un pic de cai putere. Puterile nu se însumează, deci e vorba de sinergia dintre ele și finalul este un 116 cai. O să vă zic imediat și restul de detalii tehnice, doar că vreau să vedem că este destul de înghesuit aici și pare destul de complex. Observați că în zona asta de aici, nu știu cât de mult se vede când filmăm, este ca o transmisie, așa? Treaba asta conține mai multe... Deci e ca o cutie de viteze care conține și motorul electric și dispozitivul split device, zice lui, este un fel de, dacă vreți, un fel de transmisie, deci care primește separat puterea de la motorul termic și de la motorul electric și o și combină folosind niște angrenaje planetare, ceea ce normal o putem numi ca o parte de transmisie, dacă vreți. În rest, seamănă destul de mult cu un motor, să zicem, normal. După părerea mea, și am spus asta cu mulți ani în urmă, noi ar fi trebuit să avem o perioadă de circa 10-15 ani de hibridizare completă înainte să avem această electrificare forțată, adică să ne ducem direct la mașinile electrice. Ar fi fost mult mai simplu și Toyota și iată și Mazda prin acest model îndeamnă cumva la treaba asta, din păcate prețul nu-i ajută. Deci, povestea pe care o văd eu cu aceste hibride, într-adevăr, aș fi văzut o perioadă și probabil că în următoarele, nu știu, să zic 60 de luni, poate 5 ani, da, dacă vă place. Deci, în următorii 5 ani ar fi cumva de dorit să tranziționăm inițial toată lumea să înceapă să ia, inclusiv la mărci mai ieftine, să spunem Dacia, care au început și ei să ofere hibrid, să începem să conducem hibrid, pentru că avantajele sunt numeroase. Motorizarea hibridă te scapă de anxietatea de autonomie pe care o ai la un vehicul electric și în același timp îți oferă un consum foarte scăzut și emisii minime în oraș, dar sigur cu dezavantajele prezențe un motor termic, care înseamnă revizii, schimb de ulei, problemele, să zicem, pe care le ai și cu motor termic normal. Ideea este că acest Mazda 2 are avantajul că folosind un sistem de la Toyota, măcar te poți baza pe fiabilitatea legendară. Este adevărată această fiabilitate, toată lumea știe că inclusiv modele foarte vechi de Toyota care au sisteme hibrid funcționează de obicei foarte bine, tocmai pentru că sistemul este foarte, foarte bine pus la punct. Aici în compartimentul motor ce mi se pare interesant de văzut este admisia, care e foarte lungă și întortocheată, deci are un fel de priză activă, ea comunică cu grila față care este aici, vine aerul prin tubulatura asta, se spune, se duce aici filtrul de aer și pe urmă se duce în galeria de admisie care e termoplastic, o vedeți aici. Blocul motor și chiuleasa sunt din aluminiu. Rezultatul final pentru mașină este unul foarte onorant, o viteză maximă de 175 de km pe oră și 0-100 în 9,7 secunde, adică un timp foarte, foarte bun pentru orice mașină, da? Și de obicei mai bun decât mașini cu puteri mai mari de 116 cai, cât are rezultatul acest Mazda 2. Ce e interesant, că dacă vă uitați în datele tehnice, o să vedeți că avem undeva o putere de circa 92 de cai pentru motorul termic și acei 81 aproximativ pentru motorul electric.
sigur, adunați, ce ar fi 81 cu 92, însemna 173 de cai, dar nu se însumează așa, este o sinergie, deci rezultatul final al ansamblului motoarelor, lucrând împreună, este de numai 116 cai la 5500 rotații pe minut și 120 de Nm cuplu de la 3600 la 4800 rotații pe minut. La această variantă, unde avem roți de 17 inci, consumul și emisiile sunt ușor diferite față de variantele, să zicem, mai de bază, unde ai jante de 15 sau de 16 inci, respectiv consumul mediu declarat este de 4,2 la varianta de roți de 17, față de, așa, comparativ, 3,8 la o variantă entry level cu 15 inci jante. În timp ce emisiile sunt 97 de grame pe kilometru la varianta cu 17 inci, față de 87 la varianta cu 15 inci. Motorul are un raport de comprimare 14:1, iar rezervorul are 36 de litri. Așa, lucruri interesante care ar mai fi de zis despre sistemul hibrid, folosește o baterie litiu-ion, ceea ce e un pic, mă rog, nu neobișnuit, dar ei au considerat că e mai avantajos să folosească o tehnologie litiu-ion față de NMC sau alte, să zicem, tehnologii relativ mai vechi, pentru că bateria litiu-ion permite atât o încărcare mai rapidă, cât și, să zicem, dă energia mai rapid decât o tehnologie mai veche. Bateria are undeva la 21 de kg, este montată sub bancheta spate și voltajul este 280 de volți. O să vedem împreună pe bord, o să ne uităm. Eu am încercat să merg cu ea și foarte tare o perioadă și pe urmă să merg și la economie. Rezultatul a fost că per total am avut, eram cel puțin mai devreme, undeva la 95% condus economic, consumul pe bord era la 4,8% și cred că am văzut undeva și sper să mai rămână, aveam cam 80% din timpul pe care l-am condus fusese făcut electric, dacă am înțeles eu bine. O să ne uităm împreună și o să vedem. Oricum foarte impresionant, pentru că am condus mașina la temperaturi extrem de ridicate, cred că 31 de grade a fost cea mai mică temperatură la care am mers cu mașina asta și am avut inclusiv 38 de grade, deci aerul condiționat a mers în permanență și cu toate astea eficiența mașinii de netăgăduit, adică nu am avut ce să comentez. Nu mai intru în alte detalii pentru că din punctul meu de vedere, chiar dacă o să mai avem câțiva ani buni, probabil genul ăsta de mașini pe piață, dinamica industriei auto acum este atât de, cum să spun eu, accelerată, încât mă tem că indiferent ce se va schimba și în Europa, că exact la ora la care filmăm acum se vorbește în Europa că să se renunțe la treaba cu 2035 și să revenim la motoare diesel și benzină și așa, eu sunt absolut de acord, nu am nimic împotrivă. Doar că în realitate lucrul ăsta nu o să se întâmple, o să fie cumva o floare aruncată pe mormântul industriei auto europene, dacă nu înțelegem că trebuie să ne adaptăm la tehnologia existentă în lume. Nu poți să faci tu în Europa mașini cum vrei tu, în timp ce restul lumii face mașini cum vor ei, că nu merge. Și atunci trebuie să înțelegem că trebuie să existe și diesel și benzină și benzină turbo și electric și hibrid și orice alte tehnologii, urmând ca încet încet să se facă o selecție naturală a acestor tehnologii pentru a te duce cu ele în zona de cum spunem noi, neutral emission, adică zona de reducere, de a te duce către zero emisii undeva într-un viitor cât mai apropiat. În cazul în care ați rămas descumpăniți când m-ați auzit spunând 120 de Nm cuplu, este cuplu doar al motorului pe benzină. Motorul electric, fiind electric, are un cuplu de 141 de Nm
Și ăsta este de fapt marele secret al performanței și eficienței mașinii. Faptul că are un cuplu decent la motorul pe benzină și în același timp un cuplu foarte mare la motorul electric, iar acestea combinate, chiar dacă, repet, la fel ca la puteri, nu se adună puterile aritmetic, ci este o formulă finală, dacă veți un lucru mecanic rezultat, este totuși un cuplu sinergic impresionant și acest lucru face ca atât accelerația de la 0 la 100 să fie spectaculoasă, cât și reprizele să fie decente și în același timp cu minim de consum de carburant. Așa, de dragul amintirilor, distribuția este pe lanț. Avem DOHC, adică 4 supape pe cilindru. Asta înseamnă un total de 12 supape. Și avem VVTIE pe admisie și VVTI pe evacuare. Informații interesante ar mai fi și legate de partea de baterie. Bateria are 48 de celule și amperajul de 4,3 amperi/oră. Asistarea direcției este electrică, așa cum majoritatea mașinilor au acum genul ăsta de direcție asistată. Nu mi s-a părut rea deloc. Nici nu excelează, adică n-aș putea să spun, domne, din segmentul B, cea mai bună direcție este la Mazda 2 sau Toyota Yaris, nu. Este, pentru genul ăsta de mașină, este ce trebuie, adică e suficient de precisă și suficient de, deci cu un răspuns bun și în același timp efortul la volan este exact ce trebuie pentru genul ăsta de mașină. Deci este genul de servoasistare care nu te deranjează.